Au plătit 400 de lei pe un bilet la ceea ce ar fi trebuit să fie cea mai mare petrecere din România organizată pe un iaht. Visau deja la bufetul cu cele mai rafinate preparate și la DJ-ul care avea să animeze evenimentul. Numai că, înainte cu doar câteva zile de începerea petrecerii, sutele de tineri care își cumpăraseră bilete au fost anunțați de organizator că evenimentul a fost anulat. Desigur, au fost asigurați că își vor primi banii înapoi, ceea ce nu s-a întâmplat nici până în ziua de astăzi. 10 bilete am cumpărat de la ei, plata s-a făcut prin transfer bancar, 3.000 de roni, și apoi am așteptat data de 2 august, pentru că evenimentul se ținea de pe 2 august până pe 12 august. Și noi am hotărât să mergem în prima zi, pe 2 august. Tânărul și cei 9 prieteni ai lui au crezut în anunțul postat pe Facebook la începutul verii și au crezut că vor avea parte de o super petrecere. Mai ales că organizatorul le promisese un bufet suedez, băutură la discreție și un DJ cunoscut. La fel au crezut peste 1.000 de oameni din toată țara. Prietenii de familie ai tatălui meu și-au luat bilete și au venit. Nu era absolut niciun iaht. Chiar au căutat, au așteptat, nu a venit nimeni. Pe 1 august am văzut anunțul pe Facebook că acest eveniment a fost anulat. Apoi am dat telefon la numărul care era afișat pe Facebook și nu ne-a răspuns nimeni. Tot pe Facebook au fost anunțați că își vor primi banii înapoi în 2 săptămâni. Greșeala noastră a fost că de la început nu ne-am interesat despre navă, despre această firmă. Asta a fost greșeala noastră. Plus a sutelor de persoane care au mai cumpărat bilete. Unii dintre ei și-au făcut un grup tot pe Facebook unde au postat informațiile pe care le aflau despre firmă. La adresa respectivă a fost o domnișoară care e din Cluj și se află un serviciu auto acolo. Nici de cum agenție de evenimente. Revoltați, oamenii au încercat apoi să dea de organizator Daniel Chirică. Nu a avut nici de data asta succes. Am văzut o știre din 2016 că această persoană a mai făcut o fraudă cu un concert care trebuia să se țină, nu știu exact în ce localitate, trebuia să vină J Balvin. O zi înainte a anulat acest eveniment, exact cum s-a întâmplat și cu Boat Party. Speră să-și mai recupereze banii. Cred că nu au cum. A fost o mare țeapă. Câțiva păcăliți au mers la poliția din Constanța și au depus plângeri penale. Tinerii îi îndeamnă pe toți cei care și-au luat bilete să depună plângeri pentru ca, așa zisul organizator, să nu mai păcălească și pe alții.